Slătinenii care locuiesc în blocuri cu lift vor fi ajutați de municipalitate să înlocuiască ascensoarele vechi. O modificare a legislației permite autorităților să suporte costurile pentru aceste investiții care în trecut ar fi trebuit realizate exclusiv pe banii proprietarilor de locuințe. A fost modificată această ordonanță prin legea numărul 231 și au fost introduse două alineate. Repararea, înlocuirea după caz a mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane. În baza unui raport tehnic de specialitate, acest alineat ne-a dat posibilitatea ca noi, Primăria Slatina, să putem să facem un program local prin care să expertizăm toate lifturile din Slatina și să putem să le schimbăm. Deși noua lege prevede și o parte de cofinanțare de 10% din partea locatarilor, municipalitatea va cere acordul Consiliului Local pentru a suporta în totalitate cheltuielile cu înlocuirea lifturilor. În mod normal, contribuția primăriei este de 90%, iar contribuția cetățenilor este de 10%. În momentul în care o să avem deja licitat programul, o să intru în Consiliul Local cu un proiect de hotărâre și o să-i rog pe consilieri să aprobe ca și cota de 10% de cofinanțare a cetățenilor să fie suportată tot de Primăria Slatina. Mai concret, lifturile le vom schimba gratis. Licitația pentru achiziția noilor lifturi va fi derulată la sfârșitul anului, după ce toate ascensoarele vor fi expertizate de o firmă specializată. Și asociațiile de proprietari trebuie să dea o mână de ajutor în acest demers, explică autoritățile. Noi sperăm ca undeva în luna decembrie să fie gata această expertiză și tot în luna decembrie să dăm drumul la licitația propriu-zisă pentru aceste lifturi. Aici mai avem nevoie de asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari trebuie să lucreze cu noi. Noi vom trimite absolut toate hârtiile necesare. Efortul bugetar pentru înlocuirea celor 90 de lifturi de la blocurile din Slatina este de 10 milioane de lei.